pe ger, unde temperaturile vor scădea până la minus 15-16, izolat 17 grade. Din acest motiv am invitat la acest comandament de iarnă pe reprezentanții Enel și Coltern, dar și cei care distribuie gaze în județul Timiș, pentru a ne spune dacă ar trebui să ne facem probleme privire la asigurarea acestor energie electrică sau gaz. Din câte ați observat și noastră, ne-a fost asigurat de către toți aceștia că nu vom avea probleme, cel puțin până în momentul de față, și i-am rugat și pe ceilalți colegi, mă refer la ceilalți membri din acest comandament, mă refer în special la cei care patrulează în zona municipiilor și orașelor, să identifice cu foarte mare responsabilitate și seriozitate acele persoane fără adăpost, pentru a-i putea ridica și a-i caza în centre de primire atât din raza municipiului Timișoara, cât și Lugoș. Încep școlile miercuri? Care e situația? Școlile vor începe miercuri. Se pare că din cauza faptului că spațiile nu sunt încă încălzite, le trebuie timp, mă refer la, în special în zona rurală, la propunerea inspectoratului școlar, acestea au fost suspendate luni și marți și vor fi reluate miercuri. Bun, ce probleme au fost totuși? Minore, dar au fost ceva cu gazul? Au fost zone izolate în Dumbrăvița, zona San Nicolau, dar și Deta, unde separat Dumbrăvița era o situație a presiunii mai scăzute și fiind capăt de rețea, consumatorii de gaz au avut probleme cu centralele, fiindcă centralele au intrat în avarie și nu mai funcționau. Dar, din câte am înțeles, astăzi încă se intervine în zona respectivă și probabil în câteva ore se va rezolva problema și acolo. Iar în Deta și zona San Nicolau, se pare că furnizorul de gaze are o problemă cu privire la apa care se acumulează în zona de primire și acolo sunt echipe de intervenție care vor încerca să scape de acele dopuri de gheață.